focar în Mehedinți. În ultimele 24 de ore, la uzina de vagoane din Drobeta Turnu Severin au fost declarate 9 cazuri de COVID-19. Focarul a fost declarat pe 13 iulie, când 3 persoane au fost confirmate pozitiv. Direcția de Sănătate Publică din județul Mehedinți a declarat focar la o societate din Drobeta Turnu Severin pe 13 iulie, când au fost confirmate 3 cazuri de COVID-19. Este vorba de uzina de vagoane, unde până în prezent au fost confirmate 14 cazuri. Începând cu data de 13 iulie, anul curent, s-a declarat un focar la o societate din Drobeta Turnu Severin, unde până în prezent au fost confirmate 14 cazuri de îmbolnăvire cu virusul SARS-CoV-2. Prin ancheta epidemiologică desfășurată de Direcția de Sănătate Publică Mehedinți, mai multe persoane, contacte apropiați ai persoanelor pozitive, li s-a recomandat autoizolarea la domiciliu. Pe teritoriul județului Mehedinți, de la începutul pandemiei, au fost testate 7.741 de persoane, dintre care 7.337 de probe au fost negative, 365 de probe pozitive și 48 de teste se află în lucru.